Așa. Ce Așadar, zici? frumusețe. Felicitări. Au trecut 3 luni de zile. Ai avut un rezultat spectaculos, dar spune-l tu cu gura ta. Câte kilograme ai slăbit? Am slăbit 13,2 kg chiar în 3 luni, da. Așa. Și spune-mi ce mă interesează, că aici este cel mai greu pas pe care trebuie să-l facă fetele. Ce pitic s-a pus? Că ai luat decizia. Ce s-a întâmplat? Deci, bă, gata, mă apuc de treabă. Acum 3 luni. Păi, am fost la cumpărături, la shopping și în momentul în care am vrut să-mi iau o pereche de pantaloni și am văzut că efectiv nu-mi vendea nicio pereche de pantaloni, atunci am zis gata. Și te urmăream, văzusem de foarte mult timp transformările din programul tău și în momentul ăla am zis să încerc să vorbesc să iau legătura cu tine. Așa, deci acolo s-a făcut clicul la cumpărături când ai Exact. dat seama, băi, eu ce fac, în ce mă mai îmbrac, adică e clar că deja intrăm așa într-o frustrare din asta continuă, plus că nu este nimic complicat. S-a părut complicat ce am făcut noi în astea 3 luni de Nu, zile? absolut nimic. Da. Îți schimbă stilul de viață total. Asta zic, ai Da. simțit o presiune, o frustrare, ceva cum a fost? Nu. Nu. Nu, a fost perfect. Trebuie să ai răbdare la început până vezi primele rezultate și să Exact, da. menții. Să menții ritmul, adică oricum ești într-o Exact. comunitate, ești în clanul sportivelor acolo, nu prea ai cum să Exact. renunți când sunt atâția oameni care au același obiectiv ca tine. Ba mai mult, la tine era un caz mai special în care tu ai un corp foarte frumos, doar că piciorușele, într-adevăr, genetic, se punea pe picioare. Și acum Exact. toată lumea o să fie curioasă, dar cum se punea? 13 kg s-au pus pe picioare? Hai să le arătăm, o să intrăm direct în conversația cu tine la ultimele poze, da? Ăsta este tabelașul tău pe care l-ai actualizat foarte drăguț în fiecare săptămână. Deci am pornit de la 74,2, 71, asta este progresul timp de 3 luni de zile, minus 13 kg, deci de la 74 la 61, da? Exact. Așa, și să vedem și piciorutele. Uite frumusețe aici de tăliuță, de picioare. Deci e diferență, asta zic, mi se pare foarte tare. Că și partea de sus a tonifiat, evident, dar la Da. picioare, clar, acum sunt proporționale cu partea superioară. Da, Frumos. chiar Nu da. se mai ating așa, nu? Nu se mai ating. Nu, 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 Acolo este. era emergency când se atingeau coapsele. Exact. Deci uite frumusețe Este rezultatul. surprinzător. Da. Hai să vedem și din lateral. La fel. Uite, și în tăliuță s-a mai dus. Da. Dar este clar că la tine problema era vis-a-vis de coapse și Exact. de copănele. Ai intrat la masaje, ai fost oricum acolo cu Da. tine. Deci Da, a cred ajutat că și partea asta de două. masaj. Foarte mult, foarte mult, foarte Ia. mult. Chiar este super, super. Uite ce frumos, ce Da. frumusețe de piciorute. A? Și ce-ți mai trebuie? Un bronz. Atâta. Numai bine că vine și Exact, vara. Acum să exact. tragem un bronz frumos. Deci uite aici ce. Da, sper Ce să ajung. frumusețe. Deci 13 kg în 3 luni de zile. Deci În cam 3 luni. asta. Eu ce am zis? Am zis greșit? Este bine? Nu, ai Da. zis bine. 13 kg în 3 luni de zile. Deci tu practic în 3 luni de zile ți-ai schimbat viața și garderoba și acum mergem la cumpărături. Fă-mi așa Oh, o comparație. Zip, zip, este zip. impresionant, asta vreau să zic, este impresionant că am reușit să, nu știu, cred că 3 sau, da, 3, nu, de la 42 la 36 acum, la Așa, pantaloni. frumos, frumos. Și zi-mi cum era Ramona acum 3 luni și cum e acum. Niște diferențe, așa, să punem în balanță, Păi, să vedem ce avantaje ți aduce sportul ăsta. Ramona acum 3 luni era supărată, demoralizată, fără energie. Nu, tot timpul eram fără chef, obosită. În schimb, acum am foarte multă energie, vreau să ajung acasă să fac sport, pot să fac orice, nu mai sunt atât de obosită, ador mai târziu. Da, energia este cu totul alta. Și când te vezi în oglindă, este altceva. Deci Da, motivația este alta. am pus bine Da. numele programului, nu? Kilograme în minus, încredere în plus. Încredere. Da, clar. 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 Da. Și asta Da, zic cea mai mare. este.
Zim, că eu oricum am Poftim? tendința să vorbesc foarte mult, adică nu, cineva trebuie să mă mai oprească din când în când, că este despre tine interviul ăsta. Tu Asta continuă, vreau să te rog. zic, că este ireal ca în 3 luni de zile să te schimbi atât de mult. Și vis-a-vis de ten și totul, se schimbă tot. Ce frumos, și zâmbet, Da. dă-și mi un zâmbet, dă-și mi un zâmbet. Exact. Uite, ce frumos, ce frumos! Da, și asta se... Fă-mi un top 3 beneficii, că e clar că sunt foarte multe, dar pe care le-ai resimțit cel mai mult de când ai transformarea ta și simți mai bine. Ce s-a schimbat în viața ta? În Locul 1. primul rând, sincer, și durerile de spate și tot ce ținea de dureri de picioare și dureri musculare s-au îmbunătățit. Efectiv, nu mai am acele dureri. Sănătatea, Energia, energia pe doi. da, deci energia este pe 2 și pe 3, clar, frumusețea, mă simt super acum. Ești super sexy, deci nu mai ești bombă. Deci eu asta vreau să rămână corpulețul așa, să-l tonifiem, Da, trebuie. să-l menținem, că ai văzut că nu e nimic complicat, nu este rocket Exact. science, da? Este un proces în care trebuie să ai disciplină. Asta am făcut noi, practic, în 3 luni. N-ați unde Da. antrenamente, n-ați unde Da. mâncare, n-ați unde masaje. Și acum vreau să zici așa, Eu dacă ți-aduce aminte, o amintire plăcută, așa, te imaginam pe parcursul celor 3 luni, dacă ai o amintire așa, drăguță. cu voi vis-a-vis Cu de noi, cu sau grupul, cu așa, o amintire din astea 3 luni de zile. La ce? păi, Ce ți-a adus tu aminte? Cu drag. sunt multe, că au fost multe momente. Cred că prima ședință de masaj Prima, a ai zis. fost, da, pentru că acolo chiar e terapie și este foarte drăguț cum toate fetele îi spun acolo de toate probleme și tot și absolut tot. Acolo a fost foarte, Da. da, Și oare ce ședințele de subiect a masaj. fost când ai nimerit-o la prima ședință, mai știi? Da, sincer, nu cred că mai știu asta exact, că au fost foarte multe discuții Da, pe oricum. parcurs, Oricum. dar este... Da. E drăguț, nu? Că interacționăm Da. așa. Deci, ca să Da. spun așa foarte pe scurt, sunt subiecte foarte relevante, da, de nutriție, despre dulciuri, despre, dar și subiecte despre cum ar fi cu ce bărbat ați ieșit la masă și ce întrebări ați aruncat pe masă. Deci, Exact. asta se dezbatem. Suntem femei, vorba aia. Nu suntem doar hai sănătate, hai nutriție. Adică, hai să vorbim așa, că de-aia ne-am strâns într-o comunitate. Și acum, ultima întrebare. Ai în fața acum 100.000 de femei care și ele au fost în postura ta, cum ai fost acum 3 luni de zile, cumva își doresc schimbarea asta, dar nu au așa acel click cum l-ai avut tu la cumpărături, nu au puterea să facă un pas. În urma experienței tale, dacă ai făcut în viața asta mai multe chestii, mai spune-ne, deci tu acum practic ai 3 minuțele să convingi din astea 100.000, să le convingi să facă o schimbare. Ce le spui tu lor? Asta, ce le spui? Păi, în primul rând, cred că este foarte important să-și facă niște poze. Deci eu, în momentul în care mi-am făcut pozele, să ți le trimit, eu atunci am realizat exact cum arăt. Pentru că până atunci eu nu mă vedeam așa. E, Da. și pozele alea pe mine, deci mie chiar mi-au dat un șoc, efectiv un șoc. Deci să-și facă poze și să se privească. Și Așa. apoi trebuie neapărat să se apuce, dacă nu se simt bine în pielea lor și nu este în regulă, trebuie să se apuce. Dar să aibă răbdare, să apară primele rezultate și nu este greu, chiar nu este greu, că pe partea de alimentat sănătos, trebuie doar să te echilibrezi, să te dedici și răbdare, răbdare. Dar da, schimbările sunt enorme, enorme. Da, super. Păi asta le zic și eu, băi, băi, fetelor, kilogramele alea s-au pus în luni de zile, în ani de zile, adică Exact. în 3 luni chiar se întâmplă niște lucruri, dar fă și tu, Da. mă și tu și aia și aia și aia, adică nu Da. poți astăzi fac un antrenament, hai că mâine mănânc o salată, poi mâine hai că beau un pahar de apă. Nu, trebuie constant, Asta zic, dar sunt... au
După perioada în care psihic te obișnuiești cu asta, este ceva normal și abia aștept să ajungi acasă să faci chestia asta. E o rutină care se Exact. instalează cum e spălatul pe dinți, cum îmi place mie să spun. Da. Exact. Da, mie mi se pare super valoros ce ai spus și exact așa este. Bă, uită-te în oglindă, dezbrăcată, cum vrei tu, fă-ți poze, nu te mai minți, îți place, nu-ți place. Dacă îți place, foarte bine. Doamne ajută, toată lumea trebuie să se simtă bine cum vor ele, da? Normal, Dacă nu-ți normal. place, fă o schimbare, nu trebuie să rămâi în frustrare asta, că nu e nimic complicat, adică nu e, ele au deja presiunea asta că e greu, durează mult, nu o să reușesc și normal că nu se apucă, știi? Dar asta Da. zic, ieși din contextul ăsta și dă seama, sunt atâtea femei care fac chestia asta, sau femei care au 50-60 de ani și arată bine, adică ele de ce ar putea și noi nu putem? Da, Asta zic. exact. Și cum îmi place mie să spun, ai două alegeri în viața asta. Poți să fii persoana care este admirată sau persoana care admiră. Care Așadar, admiră. Da. Ramona, felicitări. Acum ești în categoria persoanelor care sunt admirate. Ai făcut o super treabă. A fost o plăcere să lucrez cu tine și să avem Mulțumesc. super rezultatele astea. Să definim copănelele să fie fit, să porți acum fustițe, pantaloni și costume de baie. Așadar, Da. îți mulțumesc pe această cale și eu și în numele fetelor care abia așteaptă să te audă, că ai văzut că pe grup era mereu o fată care pune testimonialele cu voi și Da. Doamne ajută că reușim să extindem fenomenul ăsta, să ne dăm seama că noi, cu mâna noastră, ne facem bine sau rău. Da? Deci Exact. asta trebuie să facem. Ești pe mâini bune, acum ai învățat rețeta, știi tot ce trebuie Da, să știi. da. Așadar, ne vedem în curând la antrenamente. Da? Mulțumesc mult. Te pup, Mersi Ramona, mult. mi-a părut Te bine. pup Abia aștept, și poate mie. ne vedem și live să ne facem Da, mi-ar poze la plăcea curs. foarte mult. Oricând, Da. oricând ajungi sau dacă mergi în vacanțelele noastre, în Rimini sau unde, oricând să-mi dai mesaj să ne și vedem. Super. Te pup, te pup, Te ești o pup. frumoasă super sexy. Te pup, Mulțumesc, mulțumesc. te pup. Te pup, pa, pa. Pa, pa.